Sebastian Ghi vorbește despre jocul lui Liviu Dragnea în Klaus Iohannis. Momentul instalării guvernului meu a fost la limita regulilor democratice. Video. Sebastian Ghi a făcut câteva dezvăluiri despre momentul în care Victor Ponta i-a dat demisia din funcția de premier, iar Dacian Ciolo a ajuns la Palatul Victoria. Conform lui Ghi, totul a fost pus la cale de Liviu Dragnea, Klaus Iohannis și ambasada SUA în România. Momentul instalării guvernului meu a fost unul cu multe peripeii, cu un ansamblu de chichei întâmplă la limita regulilor democratice, a precizat Ghi. În acea betelie, Dragnea a fost convins să pună la dispoziție majoritatea din Parlament, când a vrut să ajungă prim-ministru, a ajuns prim-viceprim-ministru, iar Iohannis a acceptat acest joc între PNL, PSD, USR, cu condia să fie protejatul ambasadei SUA, domnul Ciolo, premier. Ambasadorul Clemu, în mai multe zone, a spus foarte clar, noi îl vrem pe Ciolo, i-a dorit să fie Ciolo premierii apoi, dar nu s-a mai putut, pentru ce a luat PSD peste 50. Dragnea e un politician abil, e când se joace, când se nu. A înțeles jocul lui Ponta, i-a decis să le dea tefelitilor iuseritilor guvernarea, ca să arate cât de pricepui sunt. Au mai fost nite momente atunci, presiunile făcute asupra lui Gabriel Oprea, Tericianu. Momentul instalării guvernului meu a fost unul cu multe peripeii, cu un ansamblu de chichei întâmplă la limita regulilor democratice. Dacă nu respecti jocul, acum îl joacă tot Occidentul. Rezultatul dintr-un incest politic e un avorton guvernamental, a spus Sebastian Ghi.